Pe Ziua Internațională a Limbii Materne, doamna Ana Schimann din Apșa de Mijloc și-a lansat într-un cadru festiv un volum de cuvinte. Prima plachetă de versuri închinată limbii române, satului natal și iubirii, dorului de neam și de patria istorică. Titlul plachetei e unul elocvent, aproape, departe de țară. Evenimentul a fost onorat de prezența unor oaspeți distinși de colegi, prieteni, discipoli. Prea mulți au vrut să fii curată și ai fost urâtă, blestemată, pentru poporul tău izvor rămasă evie, nesecată, și din cenușa ai renăscut în ciuda celor ce n-au vrut să fii frumoasă și bogată. Tu, limba mea de neam străbun, ce răstignită te-ai simțit în chinul fără de sfârșit, dar te-am iat poporul bun, ca să o păstreze totdeauna sărmanul cât i-a răbdat și a tăcut și a luptat ca să înflorească într-una, deprinsă chiar din leagăn, ce-o dăruim copiilor, să ducă ei în viitor o limbă fără seamă. Prin ea vin codrii să vestească că atâta timp români trăim, cât timp avem și prețuim această limbă fără seamă. Orice limbă în lume e frumoasă, dar nici una nu-i ca limba dulce a noastră. Fiecare limbă în lume e iubită, însă numai limba mea mă face fericită. Oricare este cântată și visată, dar numai limba mamei îmi este apropiată. Fiecare învață și povățuiește, eu învăț și cred în românește. Și chiar dacă n-ar fi bogată, rămâne limba mea adevărată. Pentru mine-i pace și părinte, dor fiernic, dragoste fierbinte. Pentru mine e izvor și casă, de e Domnul purul să trăiască. Trăiască limba românească! Cei care cunosc Apșa de Mijloc cu tot ceea ce reprezintă ea în regiunea noastră știu că nu greșim dacă spunem că această localitate este un tărâm aparte. Nu doar realizările sale materiale sunt demne de orașe cu pretenții, dar cele spirituale, care vizează oamenii locului, sufletul și tradițiile lor, sunt parcă și mai importante. Doamna Schimann, exponentul acestei școli, un exponent foarte impresionant prin această carte și această acțiune literară la care ne-a invitat astăzi, ne spune tuturor și în primul rând elevilor, cuvântul este viu, cuvântul clădește, cuvântul și limba este cea care ne face veșnici, eterni, ne face flori frumoase în rândul florilor literare universale. Poate depune o frumoasă mărturie în acest sens Ana Schimann, o fiică a satului, care după studiile făcute la Ujgorod s-a întors în satul natal pentru a învăța pe tinerii apșeni dragostea de limba maternă și de țară, atât de aproape, dar atât de departe. Acesta e și titlul primei plachete de versuri, simplu și sugestiv. Spun câteva cuvinte pentru această profesoară. Cuvântul și sentimentul poate fi departe, dar cuvântul și sentimentul poate fi ființa ta. Și anume, această carte demonstrează că un profesor este dator, de fapt, să simtă cuvântul, să simtă sentimentul curat, adevărat, sincer și pe el să-l aducă în fața cititorilor. În cazul de față, cartea editată la Baia Mare trebuie citită de voi copii, pentru că e o carte în care iubirea locuiește, dragostea față de ceea ce este al nostru, locuiește în această carte. De aceea găsim și Carpații, găsim și vetrele voastre românești,
poezii despre limbă, poezii despre timpuri, despre durere, dar și poezii despre ceea ce ne bucură sufletul. De aceea trebuie să fim totdeauna aproape de noi înșine și să nu ne îndepărtăm în spații, în timpuri, în țări, așa, alergând după averi. Cineva a zis că, de fapt, omul nimic nu-și ia. El rămâne cu ceea ce a dat altora. Și, într-adevăr, așa este. Ai dăruit dragoste, ai dăruit sentimente adevărate. Uite, acestea rămân în conștiința cuiva. Și dacă omul pleacă, ceilalți își amintesc, dar uite, el așa a fost. Deci, vedeți, e un îndemn pentru copii, e un îndemn și pentru profesori. Eu știu că voi ați obosit, dar vedeți, vouă vă este greu să învățați o poezie, dar să scrie o carte. E foarte greu. Însă, probabil că cineva o să mai fie și din voi scriitori pe viitor. Așa, pentru că neamul nostru este un neam creativ. Acest volum cu versuri a îmbogățit zestrea lirică a satului. La eveniment au luat parte reprezentanți ai misiunii diplomatice a României la Cernăuți, prieteni, colegi, cei care nu și-au dezmințit și de această dată reputația de gazdă excelentă. Poeți versați ca Gheorghe Moiș și Laurențiu Pop. Nu pot să nu-mi exprim mare bucurie văzând aici că se face lansarea de carte. Unde s-a mai făcut așa ceva? Unde au venit oameni din diferite părți ca să asiste, să spună părerile lor, să-și exprime mândria, dragostea față de noi și noi rămânem pentru ei mult, mult, cu multă mulțumire în suflet și cu multe emoții pozitive și sper că în viitor așa fel de evenimente să se mai petreacă. Am venit și eu această mare sărbătoare. Atât pentru dumneavoastră ca oaspeți, cât și pentru noi localnici și ne bucurăm că pentru a câta oară, la noi la așa de mijloc, există totuși un leag poezie, un leag profund care ne face ca să ne simțim și noi, nu uitați, e alți compatrioți, atât din partea stângă Trisei, cât și cei care ne aflăm aici în dreapta Trisei, de mulți ani la rând. Deci limba pentru noi este unica și sfântă. Eminescu a spus de multe ori versuri și multă lume a spus că n-a putut să se nască în altă parte un genul de poeziei decât un român. Păi la fel și în părțile noastre mai sunt, să spunem așa, ciocărlii a sufletului, care uneori scriu fie din patimă, fie din îndemnul inimii, fie să demonstreze că și în partea asta atise sunt suflete bogate atât din punct de vedere a limbii, cât și din punct de vedere a culturii. După cum prea bine spunea și marele nostru Lucian Blaga, veșnicia s-a născut la sat. Profesoara și poetesa Ana Schiman afirmă: m-am născut cu satul în suflet și așa voi muri. Zic așa pentru că am acest gând în minte. Dar și inima înecată în emoții, fiind atât de dificil să-ți pui sufletul pe tavă în fața celor alături de care te-ai format, a celor cu care ai crescut, a celor ce te doresc să fii un exemplu pentru elevii ce instruiești și care, văzându-te și auzându-te, își vor dori și vor putea să-și împlinească visul de a se afirma, a spus autoarea versurilor scrise cu inima și sufletul de româncă, un suflet frământat de dorul de a-și vedea baștina prosperă și neamul fericit. În primul rând vreau să spun referitor la domnul Moiș că el a fost nașul meu literar. Pentru prima dată el a publicat poeziile mele într-o carte, Antologia poeților români din Transcarpatia, deci mai mulți poeți împreună, și mi-a tot propus din când în când ca să lucrez asupra poeziilor și să editez o carte personală. Mai mult, eu știu, ocupată cu familia, tot timpul am rămas pe ultimul plan, dar visul meu a fost într-adevăr să am un volum al meu.
E clar că este senzație puternică de bucurie. E un vis împlinit. Cum am spus, e și un vis și curajul meu de a deschide sufletul celor din jur, ceea ce nu prea am avut anii precedenți. Am avut curajul în sfârșit să deschid sufletul, să vadă toată lumea ce simt în legătură cu limba, în legătură cu pământul natal, în legătură cu familia. Și mă bucur foarte mult că în calea mea au apărut astfel de oameni care m-au încurajat și m-au ajutat să-mi prezint azi prima mea carte de versuri. Nu va fi ultima, sunt convinsă. Voi mai lucra asupra poeziilor. Da, aș vrea, dacă îmi permiteți, ultima mea poezie care a apărut de sub tipar și astfel se numește și cartea, Aproape, departe de țară. Aproape, departe de țară sunt în fiece primăvară și în suflet cu dorul aici am lucru ogorul. Aproape, departe de țară, mieglia milenară. Aici m-am născut și am crescut, e țara la care râvnesc mai de mult. Aproape, departe de țară, crescut am în soare de vară, cu limba cea dulce și sfânta cruce, și credem în noi oriunde ne-om duce. Aproape, departe de țară, crescut am pruncuții, în graiul măicuții, și totul din mine, și rău și bine, aproape departe-i de tine. Sute de români celebri născuți în Moldova. Eugen Doga. Valsul lui Eugen Doga din filmul Dulcea și tandra mea fiară este valsul secolului 20, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan. Vals! 31 iulie 1978, Moscova. Eveniment istoric pentru cinematografia și arta muzicală. Studioul Mosfilm lansează pelicula Dulcea și tandra mea fiară. Producția marchează ascensiunea filmului sovietic în plan internațional, dar și viața a milioane de tineri care își vor lega destinele prin căsătorie. Miracolul acestui succes era cu adevărat mare. Autorii filmului nu erau de origine rusă și riscau enorm în dorința lor de a ecraniza povestirea O dramă la vânătoare, scrisă de clasicul Anton Pavlovich Cehov, Mândria națională a rușilor. Acești creatori erau doi mari artiști români născuți în Moldova sovietizată, regizorul Emil Loteanu și compozitorul Eugen Doga, care au reușit performanța de a pătrunde în miezul creației lui Cehov pentru a reda lumii sufletul rus. Popularitatea filmului este asigurată până astăzi de celebrul vals din această dramă, melodie care a ajuns și în cosmos. Însuși regizorul Emil Loteanu recunoștea că valsul scris de Eugen Doga constituie nervul, inima întregului film. Eugen Doga devenise un clasic în viață. Sergei Scripka, dirijorul Orchestrei Simfonice a Cinematografiei Ruse, mărturisește. După înregistrarea valsului, membrii orchestrei au bătut cu arcușurile în vior, semn de supremă apreciere a operei maestrului Doga. Acesta a fost și va rămâne a fi un vals clasic. 1 iunie 1988, Moscova. Vizita președintelui Statelor Unite. Întrebat fiind ce cunoaște despre cultura și arta din URSS,
Ronald Reagan, care a fost și actor la Hollywood, a spus că îi place valsul lui Eugen Doga din filmul Ducea și Tandra mea fiară, pe care o consideră valsul secolului 20. Capodopera a fost inclusă de UNESCO în Tezaurul Planetar. Diamantul muzical este de 35 de ani parte a ceremoniei de oficiere a căsătoriilor din spațiul fostei URSS, iar de curând compozitorul și-a dat acordul ca valsul să înaripeze și căsătoriile din România, spațiu cultural căruia Eugen Doga aparține prin naștere. Acesta este printre puținele cazuri în lume, dacă nu chiar unicul, când o melodie dramatică devine simbol al fericirii. Iată o definiție a geniului manifestat în arta adevărată. Strămoșii compozitorului Eugen Doga își trag rădăcinile din delta Dunării și Carpații Transilvaniei. Lisaveta și Dumitru Doga. Aceștia sunt părinții care, prin dragostea lor, au dat viață viitorului compozitor național și universal, Eugen Doga. Mama s-a născut în Basarabia, la Saharna. Neamul ei era de oameni cărturari și înstăriți, fețe bisericești, muzicieni, pictori, meșteșugari, legați organic de vestita mănăstire Saharna. Sora bunicii sale de pe mamă, Titiana, a fost stareța mănăstirii Saharna în perioada României Mari. Mama este o prezență continuă în creația compozitorului. De ea este legat genetic harul artistic, dar și șansa copilului Eugen de a face studii muzicale în vremuri de apocalipsă istorică și cumplită sărăcie, mama fiind nevoită să vândă covorul de zestre din Casa Mare pentru a-l trimite la școala de muzică din Chișinău. De mama este legată și definiția maestrului Doga de-a dreptul genială despre taina muzicii. Nu cunosc o altă muzică mai frumoasă decât vocea mamei. Tatăl lui Eugen Doga era de pe celălalt mal al Nistrului, de la Mocra, Transnistria. Compozitorul rămâne fără tată la numai 7 anișori. Dumitru Doga fiind ucis în Ungaria, aproape de sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Jumătate de secol a căutat artistul mormântul tatălui și l-a găsit la vreo 60 de kilometri de Budapesta. Unicul nepot al compozitorului îi poartă cu cinste numele Dumitru Dominic Doga. Unchiul de pe linia mamei, Grigore Cășleanu, stabilit la București, i-a transmis maestrului un caiet cu arborele genealogic al neamului lor. Din această sursă scrisă cu mâna strămoșilor săi, Eugen Doga a aflat că mama sa, Lisaveta, își trage rădăcinile din delta Dunării, iar tatăl său din Carpații Transilvaniei, numele de familie Doga fiind de origine romană, însemnând o specie de stejar sau podoabă pe haina nobililor. După ce am scris baletul Luceafărul, spune Eugen Doga într-un interviu, mi-am dat seama peste ani că acele melodii nu erau nici de la Mocra mea din Transnistria, nici din Basarabia, erau de pretutindeni, ori chiar din cosmos, ajunse acolo de la strămoșii mei din delta Dunării, de la poalele Carpaților. Arborele genealogic pe linia mamei arată totodată o înrudire a strămoșilor lui Eugen Doga cu neamul Gogol din Vărâncău, sat învecinat cu Mocra. Înrudirea cu scriitorul rus Nicolae Vasilievici Gogol, care avea unul dintre bunici de origine română, este susținută și de academicianul Mihai Cimpoi. Miracolul Eugen Doga, născut în Transnistria, făcând studii în ucraineană și rusă, creează capodopera dedicată românului absolut, Mihai Eminescu. Istoria lumii va reține acest miracol cu numele Eugen Doga. S-a născut în URSS în 1937, în satul moldovenesc Mocra, pe malul stâng al Nistrului. Transnistria fusese dată abuziv Ucrainei sovietice de Lenin
dictatorul bolșevic. Această autonomie creată de bolșevici la 1924 în Transnistria, regiunea de est a Republicii Moldova, se află până astăzi sub ocupația armatelor rusești și rămâne a fi rana sângerândă a compozitorului Eugen Doga, căruia i-a fost furat până și mormântul mamei. Băicuța mea! Așadar, eroul acestui film, Eugen Doga, s-a născut în Moldova de Est, un teritoriu cu o istorie tragică. Cu atât mai mare uimirea că muzica sa este plină de lumină, bunătate, iubire, tandrețe și noblețe, capabilă să îmblânzească și fiarele. Compozitorul Eugen Doga, intrând în istoria muzicii universale, ca poet al muzicii, ca un ultim romantic al secolului 20, demn de premiul Nobel pentru pace, care prin muzica sa magnifică poate schimba lumea, o poate face mai frumoasă. Eugen Doga a mers la școală în anul 1943, în plin război mondial. Am făcut doar jumătate de an școală românească, clasa 1, restul am învățat în ucraineană și rusă toată viața, mărturisește artistul. În aceste condiții istorice, moldoveanul Eugen Doga ajunge să învețe română, limba sa maternă, de-abia la 20 de ani, grație întâlnirii fericite la Chișinău cu artista Ludmila Mișov, colegă de conservator. Tatăl ei i-a dăruit tânărului Doga volumul poezii cu alfabet latin de Mihai Eminescu, poetul național al României și Republicii Moldova. Această carte i-a marcat viața și destinul artistului. Eugen Doga a descoperit adevărul, rădăcinile sale, folclorul milenar și marea civilizație daco-română, devenind peste ani cel mai de seamă compozitor care a valorificat opera eminesciană, de la zeci de cântece, romanțe și lieduri, poeme simfonice și lucrări corale, până la baletul Luceafărul, capodopera creației sale, unică în tot spațiul românesc, definită de regizorul Ion Ungureanu drept cea mai profundă înțelegere a lui Eminescu în muzică. Istoria își ia uneori revanșa în cel mai frumos chip. Acest balet s-a bucurat de un succes neașteptat în cele mai mari orașe ale fostei URSS, dar în special la Moscova, pe scena renumitului Teatru Mare, unde a avut parte de o premieră triumfătoare. Acest eveniment istoric avea loc în inima Moscovei, la o săptămână după ce baletul, dedicat Luceafărului poeziei românești, fusese interzis la Chișinău, chiar după premiera din 6 iunie 1983, pentru naționalism. Cu adevărat, talentul și arta autentică nu cunosc frontiere. Fiind un compozitor eminescian provenind dintr-o cultură de origine latină, Eugen Doga a reușit să cucerească zeci de milioane de admiratori ruși și slavi, dar și din lumea mare, inclusiv din Japonia, unde piesa instrumentală Sonet a fost recunoscută în anul 1973 drept melodia anului. Pentru frumusețea, eleganța, originalitatea și universalitatea muzicii sale, Eugen Doga a fost declarat de Statele Unite om al mileniului, titlul de care s-au învrednicit doar 100 de personalități ale lumii. Cu folclorul românesc, Eugen Doga cucerește pământul și cosmosul. Ca muzician pot spune cu mâna pe inimă că nu există creație populară mai bogată decât cea pe care o are națiunea noastră transmisă din moș strămoș. Meditează compozitorul și academicianul Eugen Doga, mândru de faptul că este membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, deținător al distincției științifice supreme, medalia Dimitrie Cantemir. În prefața monografiei Eugen Doga, compozitor, academician, președintele Academiei de Științe a Moldovei, Gheorghe Duca, scria: prin talentul său incontestabil de mag al sunetului, Eugen Doga a îmbrăcat folclorul nostru milenar într-o haină nobilă, aristocrată. Exercițiu pe care l-a făcut în mod firesc, pentru că el însuși este un om nobil, un poet al muzicii.
Noblețea și poezia muzicii lui Eugen Doga s-au bucurat și de apreciere Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, dar și de cea a savanților din Rusia. Compozitorul, definit planetar și cosmic prin creația sa, devine planetă aievea în sistemul solar. Pentru meritele sale unice în dezvoltarea artei muzicale, Academia de Științe a Federației Ruse a numit-o planetă în cinstea marelui compozitor. Pentru geniul său artistic, elita intelectuală a Rusiei îl răsplătește cu generozitate și îl ajută din nou de această dată să se întoarcă acasă, la strămoșii săi. Eugen Doga intră astfel în hora unirii planetelor, Mihai Eminescu, George Ionescu, Constantin Brâncuș, în care s-au prins anterior și Nicolae Donici și Eugeniu Grebenicov, născuți în Basarabia. Compozitorul Eugen Doga debutează la Chișinău în 1957 împreună cu viitoarea mare soprană a lumii, Maria Bieșu, și orchestra radiodifuziunii, condusă de profesorul său de liceu, italianul Pablo Giovanni Bacini. Floare d'albă de livadă este titlul cântecului realizat în stil popular de cei doi monștri sacri ai artei muzicale universale născuți în Moldova. În Foloteca de Aur de la Radio Moldova am găsit circa 30 de cântece populare prelucrate și eternizate de Eugen Doga. În 1967, Eugen Doga a debutat în muzica de film cu pelicula lui Gheorghe Vodă și Vlad Ioviță, Se caută un paznic, rolul principal fiind încredințat altui debutant, Mihai Volontir, ajuns și el pe culmele celebrității internaționale. Anume, în acest an, în calea compozitorului Doga, a apărut marele om de cultură, Emil Loteanu, venit în URSS de la București, care l-a învățat să cerceteze folclorul ca un savant. Eugen Doga recunoaște: Loteanu a fost pentru mine o adevărată academie. Împreună la studioul Moldova Film au creat în anul 1971 primul lor film artistic, Lăutarii, cu care au spart granițele URSS-ului, cucerind scoica de argint la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, Spania. În 1976 a urmat cel de-al doilea succes răsunător al lor și tot cu o peliculă bazată pe valorificarea folclorului, de această dată acelui țigănesc. Este vorba de filmul artistic Șatra, care, după câștigarea scoicii de aur, marele trofeu al Festivalului de Film de la San Sebastian, i-a făcut celebri în URSS, Europa și America. Ei îl lega însă un vis de aur, să cânte la Ateneul Român de la București, pe care îl consideră casa mare a neamului. Acest vis i s-a împlinit de două ori, la 31 mai 2008 și la 25 noiembrie 2012. Cu adevărat, drumul spre sine și spre casă este cel mai lung. Sigur că e o mare sărbătoare pentru mine. Vă mulțumesc din suflet. Principala misiune care o avem noi, să ne bucurăm de viață. Stimați telespectatori, din 1 martie 2016, canalul de televiziune TISA 1 va fi emis prin satelitul AMOS 2. Vă rugăm să configurați receptoarele pe următoarele coordonate principale. Poziția orbitală 4 grade vest, frecvența receptării 10.806 MHz, polarizarea H, viteza fluxului 30.000 kb/s, coeficientul corecției VC3-4.